Mărțișorul face uneori copiii să plângă. La Popești, în Argeș, un elev de clasa a treia și-a anunțat familia că a fost umilit de învățătoare din cauza aspectului mărțișorului pe care i l-a oferit. Conducerea școlii susține că nu dascălul, ci colegii săi, elevi, au făcut comentarii hilare despre mărțișorul dăruit la catedră. De teama umilințelor, copilul refuză acum să se mai ducă la școală. Comuna Popești, Argeș, satul Palanga. Undeva, într-o casă măruntă, Nicolae, un copil de școală primară, frământă amărât între degete o bucată de hârtie creponată. Pe 28 februarie, din hârtie și ață, a făcut împreună cu tatăl său un coșuleț și un ursuleț și câteva floricele. A vrut să închege un mărțișor special pentru învățătoare. L-a făcut și i-l-a așezat dascălului pe catedră, împreună cu o ciocolată de 3 lei. N-a primit însă mulțumirea visată. A plecat acasă plângând și le-a povestit părinților pățania. Dar când i-l-a oferit, doamna a început să-i spună că ce este cu ăsta, că acest mărțișor este pentru copii, că e făcut din hârtie, din coală și că ei nu-i trebuie, mai bine i-a ducea doar ciocolata. Cam cum arăta mărțișorul? Un fel de coșuleț. Deci cam așa? Așa arăta mărțișorul pe care i-l-ați trimis? Da, și cu un ursuleț în interior. Doamna i-a spus că mai bine i-a ducea doar ciocolata decât să-i aducă așa ceva. Nicolae, bineînțeles, a început să plângă și pe timpul orelor, timp de 4 ore, îi spunea mereu, vrei să-ți dau ăsta înapoi? Directorul școlii din Popești, Argeș, spune că acuzațiile aduse învățătoarei sunt nefondate. Am făcut verificări, există și o plângere înregistrată la școală din partea părintelui, pe care urmează, sigur, conform procedurilor și legislației, să o analizăm. Am făcut verificări, am întrebat copii, elevii din clasă, pe doamna învățătoare, tot susțin că doamna învățătoare nu a zis absolut nimic. În repetate rânduri am făcut aceste verificări, chiar și azi dimineața. Doamna învățătoare a făcut afirmația că mărțișorul este lucra manual și atât, și că e frumos, într-adevăr. Iar copiii, unii dintre ele, cum sunt copiii de clasă vreoare, și zis, dar tu n-ai un leu să cumperi un mărțișor. Copilul s-a simțit ca urmare acestor afirmații ale colegilor săi, ofensat de faptul că era și sărac și că nu-și permite să cumpere un mărțișor de un leu, și s-a supărat, s-a stat acasă și a spus, că uite, tati, doamna învățătoare, ca urmare afirmații la învățătoare, că a spus, am făcut eu mărțișorul, s-a ajuns colegii de mine. În pofida apelurilor telefonice repetate, jurnaliștii Digi24 n-au reușit să discute cu învățătoarea. Pentru ziariștii de la Adevărul, însă, dascălul a precizat, cităm, pur și simplu i-am spus băiatului de ce a cheltuit banii când am văzut mărțișorul mai mare, gândindu-mă că este cumpărat. După care el mi-a spus că mărțișorul este confecționat de tatăl său. Nu i-am spus că nu-mi place mărțișorul. A fost o interpretare a băiatului. Pentru ce îmi faceți imaginea ferfeniță? Toți părinții sunt revoltați de acel copil. Eu nu i-am făcut nimic. M-am purtat foarte frumos cu copilul. Nu știu ce se mai vrea. Am 24 de copii în clasă, de la clase diferite. Este foarte greu. Tatăl copilului este reclamagiu. A mai avut conflicte cu oamenii din comună. Indiferent cum s-a întâmplat, incidentul s-a desfășurat într-o clasă, într-o școală, fix în prezența unui dascăl. Acum, din cauza situației generate, copilul nu mai vrea să meargă la școală. Spune că este frică de doamna învățătoare, de profesoare, că ceartă, că chiar mi-a și spus că poate, de exemplu, mâine are sportul și rămâne singur cu doamna profesoară și este frică să nu-l certe sau să-l bată. Astăzi, Nicolae n-a fost la școală. Familia confirmă că, o perioadă nedeterminată, copilul va rămâne acasă, va consulta un psiholog și se va pregăti emoțional pentru intervenție medicală la ochi, care este atât de necesară ca să aibă o bună vedere. Cazul său a pus însă internetul pe jar. Zeci de români vor să cumpere mărțișoare realizate de Nicolae și astfel să-l ajute să strângă banii necesari pentru operație. Mobilizarea a fost una impresionantă pentru acest copil. După ce Digi24 a difuzat povestea sa, sute de oameni s-au oferit să cumpere mărțișoare de la Nicolae. Într-o legătură directă cu noi este sociologul Gelu Duminică. Bună ziua!
Bună ziua! Indiferent de care sunt direcțiile pe care se dezvoltă această poveste, domnule Duminică, ați văzut, am încercat să punem cap la cap fiecare variantă. În opinia dumneavoastră, această situație a fost gestionată corect? Răspunsul nu. Simplu. Foarte simplu. Pentru că în ambele variante în care doamna profesoară, hai să zicem așa, nu a apreciat efortul făcut de un copil, da, și nu a intervenit varianta 2, nu a intervenit când ceilalți copii au fost răutăcioși, doamna profesoară a greșit. Acum, în teorie educațională există două tipuri de abilități. Cognitive și socioemoționale. Cognitive înseamnă să-l învățăm tatăl pe copil. Cea de-a doua înseamnă să-l învățăm să fie om. Dar învățatul să fie om înseamnă inclusiv respectul, inclusiv empatie, inclusiv respectarea diversității. Da, și toate lucrurile astea care țin de bucuria inimii, de rotița inimii, nu neapărat de rotița capului. Profesorul, în principiu, lucrează cu ambele rotițe, și cu rotița inimii, și cu rotița capului. Dacă unui copil se blochează uneia dintre rotițe din cauza ceea ce se întâmplă în casă, profesorul, care este singurul specialist care intervine în acest domeniu, are partea sa de responsabilitate. Așa că, din păcate, eu lucrez cu chestii de genul ăsta de vreo 15 ani și formez sute de cadre didactice să învețe să lucreze cu sufletul copilului. Pentru că lumea uită că educația e bucurie și că nu poți să vii la școală dacă tu te simți paria. Nu poți să vii la școală să înveți carte de la cineva care îți dă sufletul în suflet. Nu vii. Da, iar Nicolae asta face în momentul de față. A simțit că a primit sufletul în suflet și nimeni nu l-a protejat. Logic, refuză să vină la școală. Pentru că, repet, nu te duci să înveți carte de la cineva care nu îți place. Educația e bucurie. Nu trebuie să te duci la școală de teamă. Trebuie să te duci că îți place. Iar dacă noi nu înțelegem lucrurile astea, înseamnă că, din păcate, nu suntem profesori. Suntem orice, dar nu profesori. Transmitători de informații. Suntem ce vreți dumneavoastră, dar în niciun caz profesor. Profesorul lucrează și cu inima și cu capul. Toți părinții sunt revoltați de acel copil. Tatăl copilului e reclamagiu. A mai avut conflicte cu oamenii din comună. E una dintre explicațiile pe care o aduce această profesoară, această învățătoare în apărarea sa. Domnule Duminică, se întâlnesc aceste lucruri cu ceea ce trebuie să facă la clasă un învățător, un dascăl? Bun, hai să presupunem că e așa. Și ce să facem? Să scoatem copiii ăla din școală, să-l trimitem unde, în vârf de munte? Dar, Doamne iartă-mă, orice copil are potențial. Absolut orice copil. Și niciun copil nu trebuie judecat pentru ceea ce tatăl său face. Sau mama să face. Și noi trebuie să vedem potențialul pe care respectivul copil îl are. Dacă noi dăm de acum șuturi în suflet, ce să se aleagă de copilul ăla? Și pe urmă, în momentul în care se ieșuiește, o să ne întărească stereotipul și o să zicem, asta era tatăl, așa era și tatăl, uitând că de fapt sistemul educațional fix asta trebuie să facă. Trebuie să iau sufletele de copii și să le polișeze, să le facă să înflorească. Dar asta trebuie să facă. Așa, bun, unii copii sunt săraci. Alți copii primesc, văd în familie că mănâncă bătaie, maică sa de la taică. Alții, habar n-am ce. Copiii sunt diversi, societatea este diversă. Cine trebuie să intervină astfel încât să ajute fiecare copil să ajungă la potențialul său maxim, este fix școala. De asta susținem școala. Nu susținem numai să învețe 2 plus 2 egal 4, ci învățăm și să se bată cu ei, să nu facă ce văd acasă, să ofere societății cu totul și cu totul alte resurse, astfel încât societatea să se dezvolte. Dacă noi etichetăm copiii în funcție de ceea ce fac părinții, Dumnezeu să mă iese. Dar, știți, noi de multe ori suntem privilegiați și nici măcar nu conștientizăm cât de privilegiați suntem. Faptul că noi am provenit dintr-o familie care ne-a susținut, ne duce cu gândul că toate familiile susțin. E bine, realitatea socială nu e așa. Realitatea socială ne arată altceva. Tocmai de aceea, în teoria educațională, există conceptul care se numește abordare centrată pe nevoile copilului. Pentru că fiecare copil are nevoie de intervenție specială, specifică, nevoile sale. Copilul ăsta, să presupunem că părinții lui sunt scandalagii. Să presupunem, nu știu, da? Asta și care e vina lui? De ce trebuie să-l judecăm? De ce trebuie să ne arătăm noi superioritatea? De ce să-l tratăm prost pentru lucruri pe care nu le face el, le fac părinții lui? Adică, ce vorbim mai de ei? E halucinant. Doamne, iartă-mă, însă, din păcate, realitatea educațională românească ne arată astfel de realități mai mult decât credem noi.
Mulțumesc tare mult, Gel Duminică, pentru analiza dumneavoastră. Important de precizat, cu foarte multă greutate au răspuns în cele din urmă și directorul școlii, învățătoarea, ați văzut deja, a avut o singură ieșire publică în care a explicat ceea ce s-a întâmplat acolo, dar la ora 14, din ce înțelegem, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean din Argeș au anunțat explicații, o declarație de presă. Veți vedea toate detaliile la Digi24.